Slavă lui Dumnezeu pentru bunătatea și dragostea lui cea mare, pentru tot ce suntem, ceea ce suntem este datorită că El ne-a iubit, este datorită faptului că El ne-a ales. Ceea ce suntem noi este lucrarea mâinii Lui și de aceea merită să lăudăm numele Lui, să-L înălțăm la părtășie împreună în familia Lui Hristos, cu toți împreună să fim, cu toată inima să aducem închinarea lui Dumnezeu, că El o merită. Și eu cred de aceea majoritatea din noi suntem aici după masa aceasta, pentru că El ne-a iubit și ne-a ales mai întâi de toate. Haideți să nu ne fie greu după masa aceasta, să ne ridicăm în picioare și cu toții să proclamăm numele Lui și să-L preamărim pe El, nu numai astăzi, dar și după ce vom pleca acasă și tot timpul în săptămânii, să preamărim numele Lui și să înălțăm, că El merită toată lauda. Pe toți aleg mereu, în orice zi, în orice clipă, căci Tu ești viața sufletului meu și să pot ajunge în cer.
Să fie în numele lui Dumnezeu, Cel care ne-a ales întâi și ne-a pus în sine să stăm în locurile cerești în Hristos Iisus, slăvit să fie în numele Domnului. Înainte de a veni într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, aș dori să dăm citire la câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu, după care îl vom ruga ca Dumnezeu să ne cerceteze, Dumnezeu să binecuvânteze această după masă. Legat cu această cântare care am cântat, este din Cartea Evreilor, capitolul 3, primele 6 versete. Cartea Evreilor, capitolul 3, începând citirea cu versetul 1 la versetul 6, unde scriitorul epistolei către evrei scrie în felul următor: De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemare cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care i-a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, căci el, Iisus, a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu,
și casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Amin. Venim înaintea Domnului în rugăciune, așa cum stăm pe picioare. Rog corul Bărbătesc să laude pe Domnul cu o cântare, după cântarea în comun, și fratele Dan ne va da un îndemn la rugăciune. Domnul să-l binecuvinteze. Orice pas Iisus mi-l conduce, slavă Lui, slavă Lui, mână sfântă El îmi aduce, slavă Domnului. Aleluia-i cântarea mea, Lui Iisus mereu voi cânta. Cântarea mea, Lui Iisus mereu voi cânta, cu pace nu-mi plăie.
Să fie Domnul. Aleluia. Mulțumim Domnului că din nou suntem în casa Lui, împreună cu frați și surori, tineri, bătrâni, fiecare. Am venit aici să ne hrănim din cuvântul Domnului, să ne apropiem mai mult de Domnul. Vreau să-i mulțumesc Domnului că m-a ocrotit și a fost cu mine până acum. Nu a fost meritul meu, dar harul Lui și bunătatea Lui e atât de mare. Prea iubiți frați și surori, vreau ca în seara aceasta să dau un îndemn care cred că Domnul mi-a pus pe inimă aici în Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, capitolul 1, începând cu versetul 13 până la 17, care se zice: noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Vreau să mă opresc aici și să spun cât de important este ca noi să înțelegem care este Duhul și credința adevărului. În ziua care trăim, sunt atâtea învățături despre cuvântul Domnului, despre mulți oameni care au părerea lor, care încearcă să schimbe cuvântul Domnului și ce înseamnă, sau mulți spun că nu orice om poate să înțeleagă ce cuvântul Domnului spune. Și mulți spun că cred, dar e foarte important, cum aici pastor Pavel spune, că Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire
Dar mântuirea în care suntem aleși este sfințirea Duhului și credința adevărului. Este o credință care trebuie să fie așa cum Domnul ne-a dat-o, cum am primit-o din cuvântul Domnului, prin epistoli, prin gospel care este scris. Și mai jos scrie că iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin vriu grai, fie prin epistola noastră. Aici apostol Pavel spune că trebuie să ne ținem de ceea ce am primit mai de la început, când am primit prin epistolă. Și cât de important este ca noi să ne ținem de credință, de ce am primit când am ales să-L slujim pe Domnul și să-L slujim pe Domnul și să credem în cuvântul Lui. Mai jos spune că și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și în cuvânt bun. Cuvântul Domnului este atât de puternic când îl luăm și primim și ne încredem în cuvântul Domnului și ținem credința cum a fost dată, cum am primit-o. De multe ori aud fel de învățături și văd mulți oameni care cred învățătura aceea, dar dacă noi cunoaștem cuvântul Domnului și credința adevărată, noi trebuie să discern, să înțelegem, să deosebim care este adevărul și care este minciuna sau nu adevărul. De multe ori am gândul acesta în inimă și mă rog ca niciodată să nu mă depărtez de adevărul și mă rog ca Domnul să mă ajute ca întotdeauna să rămân credincios cuvântului Lui cum l-am primit, să nu fiu amăgit de acel rău printr-o altă învățătură care nu este de la Domnul. Și aceasta ar fi îndemnul pentru noi toți, ca întotdeauna să cerem ca Domnul și prin Duhul Sfânt să ne lumineze care este voia Lui și în ce fel El vrea ca noi să trăim credința noastră. Și cu acestea cuvinte vreau ca noi să facem rugăciunea de cauze în seara aceasta. Pentru toți acei care avem cauze, putem să ne ridicăm în picioare. Și eu am cauze de mulțumire, îi mulțumesc Domnului că a fost cu noi, ne-a binecuvântat și am văzut mâna Lui de partea noastră și vrem să-i mulțumim și dăm Lui toată gloria și lauda. Și din partea fraților, dacă sunt cauze, vă rog să spuneți. Domnul să primească mulțumirea. Domnul să primească mulțumirea. Dacă toți avem cauze de mulțumire, poți să arătăm Domnul prin ridicare de mână. Slăvit să fie Domnul. Din partea surorilor. Slavă. Venim în rugăciune înaintea Domnului și îl rugăm ca Domnul să... Dacă sunt ridicare în... Cauze în taină dacă sunt frumos printr-o ridicare de mână înaintea Domnului. Și ne rugăm pentru lista care este... Amen. Pentru fiecare. Venim în genunchi înaintea Domnului și ne rugăm. Tată Ceresc, binecuvântat să fie numele Tău, Doamne, Dumnezeule atotputernic, Dumnezeule viu,
Dumnezeule neschimbat, care ești același ieri, azi și în veci. Aleluia! Tată, venim înaintea Ta și îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat harul ca din nou să fim împreună, Doamne. Doamne, Te rog ca Tu să ne unești, Iisuse, într-o dragoste sfântă, Doamne. Ca Tu, Doamne, să binecuvintezi pe fiecare în parte, Doamne, în seara aceasta, Iisus. Mai mult ca oricând, Doamne, Te rog ca Tu să ne vorbești, Doamne, ca Tu să ne îndemni, Doamne Iisuse, ca noi să Te slujim pe Tine, Doamne. Te rugăm, Tată, călăuzește-ne Tu prin Duhul Tău cel Sfânt, aleluia. Doamne, Dumnezeule Sfânt, în vremea care trăim, Iisus, avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Revarsă din puterea Ta peste noi, Doamne, Te rugăm în numele Lui Iisus Hristos, Tată. Doamne, venim înaintea Ta în rugăciunea aceasta pentru cauzele care le avem, Doamne. Fiecare din noi, Iisuse, îți mulțumim că Tu ne-ai dat viață până acum, Doamne. N-am meritat, Doamne, dar bunătatea Ta este mare. Ești un Tată atât de bun, Iisuse Sfânt. Ne închinăm Ție, Doamne, și îți mulțumim, aleluia. Ajută-ne, Doamne, să trăim pentru Tine, Doamne, ca jertfe vii, în numele Lui Iisus Hristos, mă rog, Tată. Mă rog pentru toți acei care suferă, Doamne, în numele Lui Iisus, Te rog, Doamne. Vino Tu în ajutorul lor, Doamne, și ridică-i, Doamne Iisuse, să aibă o mărturie, Doamne, să spună căci au un Dumnezeu viu și atotputernic, aleluia, Iisus. Tu ne cunoști, Doamne, dorințele și nevoile noastre, Doamne, noi venim la Tine prin credință și Te rugăm, ascultă orice, orice rugăciune, Doamne Iisuse. Întărește-ne Tu, Domnul nostru, binecuvintează frații, Doamne, surorile, tinerii și bătrânii, Doamne, ca noi fiecare, Doamne, să avem același scop, Doamne Iisuse, ca să Te slujim pe Tine, Domnul nostru. Îți mulțumim, Tată, pentru timpul acesta, Iisus. Aleluia. Te rugăm în numele Lui Iisus Hristos, Tată, ca Tu să fii prezent prin puterea Duhului Tău și îți mulțumim că Tu ne asculți rugăciunea, Doamne. Mă rog în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Domnul să fie binecuvântat pentru toate lucrurile. Aș ruga ca în continuare să lăudăm pe Domnul cu o cântare în comun, în timpul căreia vom avea colecta bisericii, Dumnezeu să binecuvânteze pe toți zetătorii voioși. De asemenea, după cântarea în comun, corul va lăuda pe Domnul cu o cântare. După cântarea corului, rog să se pregătească fratele Grișa cu sora Cristina, va lăuda pe Domnul cu o cântare. Apoi Evelina va lăuda pe Domnul cu o cântare și fratele Roman va trece la cuvânt. Domnul să ne binecuvânteze. Cântarea spune, sunt pe calea Domnului și sunt bucuros. Dacă chiar suntem bucuroși, haideți să ne ridicăm în picioare și să lăudăm pe Domnul, căci de dimineață am fost îndemnați să fim tari când suntem în vale și când suntem în deal. Astăzi suntem în picioare și putem umbla, dar sunt alții care poate nu pot umbla. De aceea, haideți astăzi cu toată inima să proclamăm pe Dumnezeu și să proclamăm că suntem bucuroși și iubim pe El. Cine mă va?
Cine mă va clinti?
Mai este mustrăjer din noapte, din noaptea de încercare grea. Mi-e dor de clipa dimineții, că așteptare-i tot mai grea. Mai este mustrăjer din noapte, din noaptea de încercare grea. Mi-e dor de clipa dimineții, că așteptare-i tot mai grea. Că așteptare-i tot mai grea. Până vin zorii voi aștepta, Iisuse drag, venirea ta. Hainele albe vreau să-mi păstrez, până-i să vii am să veghez. Până vin zorii voi aștepta, Iisuse drag, venirea ta. Hainele albe vreau să-mi păstrez, până-i să vii, am să veghez. Mai este mustrăjer din noapte, că zorile nu mai sosesc. Nu vreau să mă prindă somnul, pe mire vreau să-l întâlnesc. Mai este mustrăjer din noapte, că zorile nu mai sosesc. Nu vreau să mă prindă somnul, pe mire vreau să-l întâlnesc. Pe mire vreau să-l întâlnesc. Până vin zorii voi aștepta, Iisuse drag, venirea ta. Hainele albe vreau să-mi păstrez, până-i să vii am să veghez. Până vin zorii voi aștepta, Iisuse drag, venirea ta. Hainele albe vreau să-mi păstrez, până-i să vii am să veghez. Mai este mustrăjer din noapte, că sunt atât de obosit. Nu vreau să stau nebeghere, când vine mirele iubit. Mai este mustrăjer din noapte, că sunt atât de obosit. Nu vreau să stau nebeghere, când vine mirele iubit. Când vine mirele iubit. Până vin zorii voi aștepta, Iisuse drag, venirea ta. Hainele albe vreau să-mi păstrez, până-i să vii am să veghez. Până vin zorii voi aștepta, Iisuse drag, venirea ta. Hainele albe vreau să-mi păstrez, până-i să vii am să veghez. Mai este mustrăjer din noapte, să-mi cânt cântarea mea de dor. Mai sus de galaxii și stele, va fi o turmă și un păstor. Mai este mustrăjer din noapte, să-mi cânt cântarea mea de dor. Mai sus de galaxii și stele, va fi o turmă și un păstor. Va fi o turmă și un păstor. Până vin zorii voi aștepta,
Iisuse drag, venirea ta. Hainele albe vreau să-mi păstrez, până-i să vii, am să veghez. Până vin zorii, voi aștepta, Iisuse drag, venirea ta. Hainele albe vreau să-mi păstrez, până-i să vii, am să veghez. Защита твоих крыл, буду я в мире Божией любви. Ночь настанет, но я не убоюсь, когда я под защитой твоих крыл. Под защитой, под защитой твоих крыл. Под защитой твоих крыл. Я спасен под защитой твоих крыл. Мой покой под охраною твоей. Пусть летят стрелы, я не убоюсь, когда я под защитой твоих крыл. Под защитой, под защитой, под защитой твоих крыл. Под защитой, под защитой, под защитой твоих крыл. Отче жив, под защитой его крыл. Отче жив, под охраною его. Стань скорее и Господу иди, будешь ты под защитой его крыл. Под защитой, под защитой, под защитой. Domnul să binecuvinteze copilașii. Amin? E mare bucurie când suntem în casa Domnului, când cei de toate vârstele pot să laude pe Dumnezeu, putem să ne închinăm într-un spirit de mulțumire și aceasta este bucuria noastră. Sper din toată inima să vă fi bucurat în seara asta când vi s-a zis, haidem la casa Domnului. Deși se pare că sărbătorile au mai încetat, totuși continuăm să ne aducem aminte de învierea Domnului Iisus. Cu 3 săptămâni și în urmă am sărbătorit și am strigat din toată inima aici, Hristos a înviat și ne-am bucurat așa de mult că Mântuitorul nostru este viu. Mai mult ca toate religiile, mai mult ca toate denominațiunile care au alți Dumnezei, noi avem un Dumnezeu care este viu în vecii vecilor și îl lăudăm pe Domnul. Mă gândeam tot ce temă să aleg, despre ce în seara asta să aduc câteva gânduri. Vreau să vă mărturisesc că mi-am schițat aici nimic pe foaie. De obicei mai îmi pun câteva gânduri ca să nu mă pierd.
În seara aceasta, cred că Duhul lui Dumnezeu vrea să ne vorbească ceva important. Dumnezeu totdeauna alege lucrurile slabe ca să le facă de rușini pe cele tare. Sună cam absurd. Mă gândeam în ultimul timp, de ce Dumnezeu alege oamenii care nu sunt așa de sănătoși, care nu au toate mădularele. Am văzut oameni care îl slujesc pe Dumnezeu din toată inima când și-au pierdut o mână, un picior sau alte mădulare din trup. Deși în Vechiul Testament Domnul a poruncit ca să nu se aducă jertfe cu cusur și oamenii care slujeau la templu trebuiau să fie oameni perfecți din punct de vedere fizic. Dar vedem că Dumnezeu este un Dumnezeu, spunea un frate, un Dumnezeu al ciudățenilor, care alege lucrurile slabe ca să își arate puterea. Și aș vrea să vorbesc într această zi, să amintesc de fapt despre un om slab, un om care din punct de vedere al nostru l-am dat deoparte, l-am pune sub disciplină, l-am exclude și am căutat alți oameni în locul lui. Dar până ajunge la el, aș vrea să citesc un cuvânt de la Faptele Apostolilor, capitolul 1, cu versetul 3. Spune cuvântul Domnului: după patima lui, a lui Iisus, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. După ce Domnul Iisus a pătimit și a înviat prin triumfala lui înviere, s-a arătat ucenicilor, s-a arătat timp de 40 de zile și a învățat pe cei care îl căutau pe Domnul. Le-a învățat lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Nu știu câți dintre noi, de la Paști încoa, de la 1 aprilie până în data de azi, nu știu cât ne-am ocupat să vedem lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Se pare că suntem așa de ocupați, se pare că suntem așa de trudiți, obosiți. Vreau să vă mărturisesc că eram foarte obosit. Azi dimineață, la orele 9, am ajuns acasă și m-am bucurat să pot ajunge la biserică. După masă, mă gândeam că nu voi ajunge, eram foarte obosit și totuși spune cuvântul Domnului că o zi în casa Domnului face mai mult decât mii de zile sau 1000 de zile în altă parte. Și aș vrea ca să punem preț pe timpul acesta când putem să ne adunăm în casa lui Dumnezeu, când putem să învățăm lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Uitați-vă doar de unde am citit, de la Faptele Apostolilor, pe aceeași parte, o pagină mai în urmă, Ioan capitolul 21, spune cuvântul Domnului aici: după aceea Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. O altă arătare a Domnului Iisus după învierea sa a fost la Marea Tiberiadei. Aici a avut loc o lucrare de recuperare sau o lucrare de încurajare a unui om care spunea mai înainte că trebuia să fie exclus dintre apostoli, trebuia să fie exclus din biserică, să nu mai aibă biserica de a face cu el. Totuși Dumnezeu, Domnul Iisus vede altfel lucrurile.
Și mă bucur că Dumnezeu lucrează într-un mod diferit de cum noi ne gândim. Uitați-vă, este vorba despre Petru. Spune în versetul 15, după ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon, lui Petru, Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Vine cu această întrebare înfiorătoare. Un om care era plin de râvnă pentru Domnul Iisus și a zis că mă duc și la moarte cu tine, dacă va fi cazul. Cred că se gândea că nu va fi cazul să meargă la moarte. Totuși, atunci când se leapădă Petru de Domnul Iisus și plânge cu amar, Domnul Iisus, când se întâlnește la Marea Tiberiadei, îi pune această cutremurătoare întrebare. Și poate în viața noastră auzim aceeași întrebare de mii de ori sau poate în fiecare zi din viața noastră îl auzim pe Domnul Iisus care ne întreabă, mă iubești tu mai mult decât aceștia, mai mult decât ceilalți, mai mult decât, știu eu, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușei mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște uițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? De trei ori aceeași întrebare. Avea rost oare să... Nu era de ajuns oare să întrebe o singură dată pe Domnul Iisus, pe Petru? Deși i-a răspuns și prima oară și a doilea oară, Petru, Petru s-a întristat că îi spusese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus a zis, paște oile mele. Vreau într această seară să vorbim despre dragoste. Dragostea este un lucru foarte important, o roadă foarte importantă în viața noastră. Dacă dăm faliment la dragoste, nu mai avem ce să vorbim. Dacă nu mai arătăm dragoste, dacă nu mai ne concentrăm ca și copii al lui Dumnezeu pe dragoste, este un faliment. Viața noastră este un faliment. Umblarea noastră la biserică. Totuși, dragostea a fost turnată în inimile noastre. Mă gândeam, cum oare să explică că avem dragoste? În primul și primul rând, am vrea să ne aducem aminte că Dumnezeu este dragoste. Și Ioan 3:16 spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu a făcut totul. Dumnezeu este primul care și-a arătat dragostea. Spune în Roman, capitolul 5, versetul 5, însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.
Deci, dragostea aceasta a fost turnată în inimile noastre și îmi place așa de mult cântarea care am cântat-o și am văzut că și dumneavoastră vă place această cântare. Cine oare, cine ne va despărți de dragostea Domnului? Nimic nu ne poate despărți de marea iubire a Lui. Faptul că Dumnezeu și-a arătat dragostea și a pus-o în inimile noastre și noi Îl iubim pe Dumnezeu, aceasta spune că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Și aș vrea să citesc Romani, capitolul 8, mi se pare că Romani, capitolul 8, versetul, să începem cu versetul 33. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Și versetul care l-am cântat, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia, după cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit. Cred că ceea ce avem nevoie în vremuri ca acestea, avem nevoie de încurajare. Avem nevoie să ne încurajăm unul pe alții și să ne îndemnăm să-L iubim mai mult pe Dumnezeu. Pentru că toate aceste lucruri care se spune Pavel Romanilor nu ne pot despărți de dragostea lui Dumnezeu. Vedeți că în vremuri de prigoană, când creștinismul era amenințat tot mai mult, în ciuda acestui fapt, numărul credincioșilor creștea enorm de mult. Când oamenii erau amenințați cu moartea și dădeau dovadă că îl iubesc pe Dumnezeu, alții veneau la Hristos, alții se împăcau cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este puternic și El dă tărie credincioșilor săi să rămână tari pe calea lui Dumnezeu. Aș vrea să mai citesc încă un cuvânt de la Galateni și cred că îl știm cu toții, Galateni capitolul 5. Până ajunge la roada Duhului, spune Pavel Galatenilor în capitolul 5, versetul 13, fraților, voi ați fost chemat la slobozenie, numai nu faceți din slobozenie o pricină de a trăi pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste, căci toată legea este cuprinsă într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. A iubi nu este o opțiune. Dumnezeu ne poruncește să iubim, să-L iubim pe Dumnezeu întâi și apoi să iubim pe cei din jur. Și aici se include toată legea și prorocii. Și așa de mult îmi place că roada Duhului începe cu dragostea. Dacă mai sus spune în versetul 16, zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Cuvântul lui Dumnezeu totdeauna ne îndeamnă să umblăm pe calea adevărată și ne pune la dispoziție toată această roada a Duhului Sfânt. Și începe cu roada Duhului, dimpotrivă este dragostea.
un capitol care descrie foarte mult această calitate sau această roadă a Duhului este Corinteni capitolul 13. 1 Corinteni capitolul 13 spune așa: chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Dragostea este mai presus de toate, pentru că dragostea este Dumnezeu. Dragostea vine din Dumnezeu. Cum am citit la Romani, dragostea a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și de aici începe totul. Nu excludem că ne trebuie credință, nu excludem că ne trebuie lucrurile de bază a creștinismului, dar mai întâi de toate acestea ne trebuie dragoste. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrană săracilor și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Să știți că dragostea este caracterizată foarte frumos și aș vrea ca Domnul să pui în noi această dragoste în felul acesta. Spune în versetul 4, dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Ai dragoste în viața ta, în inima ta? Dacă te întrebi, cum pot să știu dacă am dragoste? Duceți-vă la 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 4 până la versetul 7. Și luați pe rând și să luăm pe rând să vedem, avem dragoste în viața noastră? Cu această dragoste vom trece dincolo. Spune versetul 8 la început, dragostea nu va pieri niciodată. Dacă ai dragoste în viața ta, învierea lui Iisus Hristos va aduce bucurie. Dacă ai dragoste în viața ta, cei din jurul tău vor beneficia de această dragoste din partea ta. Aș vrea ca Domnul să ne ajute să avem dragoste, să ne rugăm Domnului să ne desăvârșească în această dragoste. Spune versetul 13, acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Deși mai sus spune că unele lucruri se vor sfârși, se vor termina multele lucruri, dar totuși dragostea nu va pieri niciodată, pentru că dragostea este Dumnezeu. Am vrea ca să ne rugăm Domnului, să ne rugăm Domnului și într această seară în direcția aceasta. Cred că Petru l-a iubit pe Domnul Iisus după cele trei întrebări catastrofale care le-am primit din partea Domnului Iisus. L-a iubit pe Domnul din toată inima. Nu știu, cred că mulți sau poate toți dintre noi am auzit ce fel de moarte a avut Petru când a fost să-și dea viața pentru Domnul Iisus și știa sentința că va trebui să fie răstignit.
a zis, nu sunt vrednic să fiu răstignit ca Domnul meu. Și l-au răstignit cu capul în jos, în formă de X. Acest om al lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu a avut grijă să nu se piardă Petru, Dumnezeu va avea grijă și de noi să nu ne pierdem, să rămânem lângă Domnul, să îl căutăm, să îl slujim, să venim la biserică, să căutăm să fim împreună cu frații, să căutăm să citim cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă suntem așa de ocupați, totuși avem toate oportunitățile să auzim, să citim, să îndeplinim cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea ca Domnul să ne binecuvinteze. Dacă sunteți de acord, haideți să ne ridicăm în picioare, să mai facem o rugăciune între această seară, să cerem lui Dumnezeu să ne umple de dragostea Lui prin Duhul Sfânt și mergând în locul acesta să răspândim mireasma dragostei lui Dumnezeu în jurul nostru, pentru că dacă nu se răspândește dragostea lui Dumnezeu în jurul nostru, înseamnă că nu mai avem dragoste. Dar haidem să ne rugăm între această seară ca Dumnezeu să ne umple de dragostea Lui și cei din jurul nostru, cei care nu-L cunosc pe Domnul, să poată să se întoarcă la Dumnezeu prin faptul că noi îl iubim pe Dumnezeu. Și Domnul Iisus spunea ucenicilor, lumea vă va cunoaște că sunteți ucenicii mei dacă vă veți iubi unii pe alții. Domnul să ne ajute la aceasta. Haidem să ne rugăm Domnului și să rugăm să ne umple de dragostea Lui. Amin. Și îți mulțumim pentru dragoste care ai arătat-o, Doamne, pentru întreaga omenire. Vrem să-ți mulțumim pentru dragostea ta care întrece orice dragoste, Doamne. Am vrea, Doamne, și în seara aceasta să ne binecuvintezi. Doamne, Dumnezeul nostru, vezi dacă suntem pe o cale rea și du-ne pe calea veșniciei. Doamne, te rugăm, mai mântuiește suflete. Te rugăm, mai mântuiește pe cei care sunt pe calea pierzării. Doamne Dumnezeule, fă ca dragostea Ta să fie desăvârșită în viețile noastre, Doamne. Vrem ca să ne întreb zi de zi dacă Te iubim, Doamne. Am vrea, Doamne, să stăm la picioarele Tale. Am vrea să facem voia Ta, Doamne, să Te iubim din toată inima, ca să putem iubi și pe cei din jurul nostru, pe vrăjmașii noștri. Doamne, dă-ne puterea aceasta. Binecuvintează-ne, Doamne, familiile noastre, binecuvântează biserica întreagă, Doamne Iisus. Vrem să Te slujim cu scumpătate, Doamne, și nimic să nu ne poată despărți de dragostea Ta. Îți mulțumim că ne iubești, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Slavă Ție, ne-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Rog să ocupăm locurile. Rog corul bărbătesc să laude pe Domnul cu o cântare, corul bisericii după corul bărbătesc va lauda pe Domnul cu o cântare și vom veni din nou la cuvântul Domnului și ne vom apropia de încheiere. Să te fac pescar.
Mărit să fie numele lui Dumnezeu, căci în numele lui Iisus noi suntem mai mult decât biruitori. Slăvit să fie Domnul! Prin El avem izbândă, prin El avem intrare slobodă în împărăția lui Dumnezeu. Așa cum a fost amintit de fratele Roman, de restaurarea lui Pietru, aș vrea să spun că vom continua faptele lui Petru pe care le-a făcut el. Nu meritau doar excludere și punere deoparte. Știți ce spune legea? Mult mai mult. Cel ce va blestema pe Dumnezeu să se va lepăda de el, să fie omorât cu pietre. Primul pe care l-a auzit să ia piatra în mână și să o arunce în el. Și așa mulți la rând au murit. Pe Nabot cum l-au omorât? Cu pietre. Din ce pricină? Că au scos câțiva oameni de nimic și au mărturisit că l-au auzit că a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Și ce au făcut? L-au omorât. În Noul Testament vă întreb cu Ștefan ce au făcut. Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 8 în jos, la 11, spune că au scos niște oameni pentru că multe partide nu-i puteau lui Ștefan să împotrivi. Au scos niște oameni să spună că au spus cuvinte de hulă împotriva lui Dumnezeu. Și ce au făcut? L-au omorât cu pietre, au scăpat de el. Dar însuși Dumnezeu a avut milă de Petru și l-a restaurat. Cât de frumos! Așa a făcut și Dumnezeu cu noi. Am citit din Cartea Evrei, capitolul 3, unde ne-a pus în fața noastră pe doi oameni al lui Dumnezeu, pe Moise și pe Iisus. Și aici ne scrie cuvântul lui Dumnezeu, le prezintă acest autor a cărții Evrei și spune că acest Moise a fost credincios casei lui Dumnezeu. Dar mai întâi de atât se îndreaptă acest scriitor a cărții către evrei și spune: de aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostol și la marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. El se îndreaptă înspre evrei și le spune: dezlipiți privirile voastre de la ritualurile legii și ațintiți privirile la Hristos. El se îndreaptă către evrei și le spune: întoarceți-vă de la lege, de la proroci și asintiți-vă la Hristos, care este marele preot, apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Și dezbate această temă care evreii de o viață au trăit-o și parcă le aduce ceva împotrivitor. De aceea, chiar și mulți teologi se împart în două aici. Unii scriu că apostolul Pavel a scris această carte, pentru că scrierile apostolului Pavel a fost către evrei și către neamuri. Alții spun că nu știu. De aceea nu este limpede chiar nici între ei, dar această scrisoare este lăsată de Dumnezeu, scrisă de Duhul lui Dumnezeu, ca acești oameni să se întoarcă la cuvântul adevărului. Însuși Domnul Iisus, în Matei 17, versetul 4, dar de la 1, spune că a luat pe Petru, pe Ioan și pe Iacov, fratele lui, și s-au suit pe munte, pe un munte, și spune că s-a schimbat la față, în fața lor. Și acești ucenici care erau cu ei, cu Domnul Iisus,
spune că l-au văzut pe Iisus că fața lui strălucea ca soarele. Până la versetul 4. Hainele lui erau ca lumina. Și atunci au văzut legea pe Moise. Au văzut prorocii pe Elie. Și l-au văzut pe Iisus, harul lui Dumnezeu. Știi ce a spus Petru în versetul 4? Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus, Doamne, este bine să fim aici. Toate sunt împăcate, totul este bine. Dacă vrei, am să fac aici trei colibi, trei grupări, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Ce frumos! Și rămânem aici pe munte, toți în grupările lui, Ilie, Moise și Iisus și Harul. Știi ce s-a întâmplat? Mai citim în cuvântul lui Dumnezeu că când doi se unesc pe pământ să ceară un lucru, Dumnezeu spune că și eu sunt acolo, știți din ce pricină? Vă întreb, când poporul după potop s-a dus și mergea pe o câmpie și s-au unit toți împreună să-și zidească un turn, unde era Dumnezeu? Ce a zis Dumnezeu? Iată ce gând au ei. Și de ce s-au apucat? Nu le poate nimeni ce împiedica planul. Haideți să mergem să le stricăm acest plan rău. Era Dumnezeu acolo cu ei? Dacă nu era Dumnezeu acolo, ce se întâmpla? Dezastru. A intervenit Dumnezeu. În momentul acesta era Petru de unul singur, spune. A intervenit în versetul 5 și în următor spune că un nor al Domnului, umbra unui nor, a acoperit pe acești, pe legea și prorocii, pe Moise și Ilie. Și nu i-a lăsat în dubii, în îndumeriri și în întrebări. Rog să punem sus Matei 17 cu versetul 4 și 5. Versetul 5, vă rog. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care a zis, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. De el să ascultați. Însuși Dumnezeu a luat și legea, a luat și prorocii și a pus în harul lui Dumnezeu. Și a spus că harul lui Dumnezeu însuși, Domnul Iisus, vă este de ajuns. Aici aveți și lege, aici aveți și proroci, aici aveți și mântuirea voastră. Grupările de unul singur. Să deți copiii mei, n-aveți voie nici să rămâneți cu legea, nici cu prorocii, ci în harul lui Dumnezeu totul vă este limpede, de ajuns. Deci apostolul Pavel scrie în multe rânduri și se adresează și evreilor și neamurilor și spune prin lege ne-a fost cunoscut darul lui Dumnezeu, dar prin Hristos ni s-a dat mântuirea. De aceea în Hristos avem totul. Spune că cu cei slobozi, apostolul Pavel spunea, m-am făcut slobod. Nu că n-am o lege a lui Hristos. Cu cei cu legea m-am făcut că sunt sub lege. Nu că sunt în afara legii lui Hristos, pentru că harul lui Dumnezeu
are marginile lui, are legile lui. Și aici, în capitolul 3 din Cartea Evreilor, acest scriitor ne-l descrie pe Moise și pe însuși Domnul Iisus. Și ne spune în felul următor, căci Moise a fost credincios casei lui Dumnezeu sau poporului ales al lui Dumnezeu. Moise a fost credincios ca slugă. El a slujit și a dat din partea lui Dumnezeu tot ce i-a dat Dumnezeu. Și ascultați ce spune despre Hristos. În versetul 3, căci El, Iisus, a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa ei însuși. În versetul 5 spune felul următor, cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Și versetul 6 spune, dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și aici ne descoperi cine este casa lui Dumnezeu în continuare. Și casa lui Dumnezeu suntem noi și stă condiționat un dacă acolo. Dacă păstrăm până la sfârșit ce? Încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Noi vom fi casa lui Dumnezeu dacă vom păstra până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Acest Iisus care ne-a fost dat, a fost credincios ca fiu. Mai cine este Hristos? În cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Moise a fost cel mai blând om pe pământ. Știți ce spune însuși Domnul Iisus alături de aceste cuvinte? În Matei 7, dacă nu greșesc, face această chemare și spune, veniți la mine toți cei trudiți, Matei 11, mă scuzați, și împovărați, și eu vă voi da o dihnă. Sunt și însuși Domnul Iisus mărturisește despre el, căci eu sunt blând și smerit și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Știți ce mărturisește Ioan, evanghelistul Ioan 6:35, însuși Domnul Iisus în această evanghelie mărturisește despre el, eu sunt pâinea vieții. Sau eu sunt hrana care vă dă viață vouă. Mai cine este Iisus? Tot în Ioan 8:58 spune că adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avram, eu sunt. Eu sunt cel ce sunt. Acesta este Iisus. Pentru noi. Cine este Iisus? Tot Ioan 9:5 spune că eu sunt lumina lumii. Dacă Moise a fost credincios ca slugă, eu sunt credincios ca fiu, ca stăpân peste casa lui Dumnezeu, peste biserica lui Dumnezeu. Eu sunt stăpân sau capul bisericii. Tot în Ioan 10:11-14 spune că însuși Domnul Iisus mărturisește, eu sunt păstorul cel bun, cel ce vă călăuzește, cel ce vă îndrumă, cel ce vă hrănește, cel ce poartă de grijă, dacă eu sunt capul și mă îngrijesc de organism, toate comenzile le veți primi de la mine. Eu voi purta de grijă să vă dau semnal de hrană, semnal
să vă ocrotiți sau să vă ocrotesc, vă voi da îndrumări. Cât de frumos! Tot Ioan în 10:36 spune că ești Fiul lui Dumnezeu, așa spune, cum ziceți voi că hulesc, spune Iisus, eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume și aceasta pentru că au zis, sunt Fiul lui Dumnezeu, s-au ridicat contra Lui și au spus că eu sunt Fiul lui Dumnezeu și El îmi vinuiau și erau gata, știți ce se facă după lege? Să o omoare cu bolovani, cu pietre. Cum spuneți voi că hulez dacă Tatăl m-a sfințit însuși Domnul Iisus? El a fost spus ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Tot Ioan proclamă în Ioan 11:25, spune că însuși Domnul Iisus spune că eu sunt învierea și viața. Câte lucruri le putem afla în Iisus Hristos, pe care nu le aveam în lege însuși, ci dacă le căutam în lege, știi ce facea legea? Ne îndrepta la Hristos. Pentru că legea era un îndrumător la Iisus și arăta ca un arătător la Mântuitorul nostru. De aceea Moise spune că însuși Dumnezeu va ridica un proroc ca mine și a îndreptat pe evrei spre Iisus, de El să ascultați. Și lista continuă cine este învățător. Eu sunt învățătorul și Domnul, dacă voi ziceți și sunt, în Ioan 13:13, în Ioan 14:6, Iisus însuși spune că eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cât de frumos! Și acest scriitor al cărții către evrei se lupta să arate evreilor să privească la Hristos, să privească la acest Iisus care a fost dat de însuși Tatăl ca noi să credem în El. Și ne spune, de aceea, fraților, fiți sfinți, din capitolul 3, versetul 1, de aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostol și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Și le dezlipește de ritualurile legii, le dezlipește de acești proroci care le îndrumau să se întoarcă la Dumnezeu și le spune, priviți la harul lui Dumnezeu, căci în acest har aveți totul. Însuși Domnul Iisus spune, eu n-am venit să stric ce? Legea, ci să o împlinesc. Tot cartea evreilor spune că dacă legea și prorocii au fost până la Hristos, în Hristos avem harul lui Dumnezeu, avem totul, avem viață. În Hristos s-a împlinit legea sau a venit la împlinire, s-a terminat. În Hristos s-au împlinit prorociile și în Hristos acum avem viață, El este viața noastră. În Hristos avem lumină, în Hristos avem restaurare. De aceea Petru a avut restaurare în Iisus Hristos. Această restaurare stă și pentru mine și pentru tine. Pot, că mi-a dat dreptul să mă fac copii al lui Dumnezeu. Nu toți care vin din Israel, spune cuvântul lui Dumnezeu, sunt Israel, ci ne-a dat dreptul și nouă să ne facem ce? Copii al lui Dumnezeu și suntem, spune apostolul. De aceea spunea în versetul 6, și casa lui Dumnezeu suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care
ne lăudăm. Cât de frumos! Avem în fața noastră prezentate aceste lucruri frumoase. L-am avut pe Moise, l-am avut pe Elie prorocii și l-am avut pe Hristos care ne-a fost dat, singurul Fiu care ne-a fost dat. În Ioan 3:16 spune că fiind că atât de mult a iubit Dumnezeu, ce? Lumea, pe cei pe care i-a creat El, fiind că a dat pe câți fii sau pe care fiu, singurul Fiu, ca oricine va crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, nu ca toți să creadă în El sau ca toți să fie mântuiți. Cine va crede și se va boteza, din nou atârnă de alegerea mea. Dumnezeu a dat totul ca toți să aibă intrare, dacă voi decide liber, dacă voi face această distinție între greșit, rău și bine și dacă mă voi întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute ca să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu și să ne împăcăm cu Dumnezeu. Căci numai prin El vom avea intrare slobodă în împărăția lui Dumnezeu. Aș dori să vin la încheiere, să mulțumim Domnului pentru această seară binecuvântată, dar aș dori să dau șansa și celor ce doresc să se împace cu Dumnezeu să o facă acum. Să vină la Hristos și să se împace cu El, să aleagă să-L slujească pe Dumnezeu din bună voie. Dumnezeu ne-a ales în Hristos și ne-a pus în locurile cerești să ședem în Hristos Iisus. Dar de a intra în acest har este alegerea ta și alegerea mea, dragul meu. Și trebuie să o fac de bună voie, liber și public să mărturisesc că doresc să-L împac și să-L slujesc pe Dumnezeu. Și dacă voi rămânea sub ocrotirea lui Dumnezeu, voi avea parte de ocrotire, de mântuire, voi avea parte de iertarea păcatelor. Atât timp cât voi vorbi despre Hristos, atât timp cât voi mărturisi despre Hristos la alții și singur nu voi trăi acea împăcare cu Hristos, nu mă voi întoarce la Hristos cu adevărat să am acea întâlnire personală cu Hristos, nu îmi va folosi la nimic. La urmă, doar însuși Hristos mă va numi că am lucrat fără de lege. Îmi va spune în față că nu te cunosc, pentru că ai avut șansa să te împaci și n-ai făcut-o. De aceea te rog frumos, dragul meu, să te împaci cu Dumnezeu atât timp cât se zice astăzi. Dumnezeu te așteaptă ca să vii și să te împaci cu El. Și te rog să nu amâi. Ziua de mâine nu e abia. Nu ți-a dat-o Dumnezeu nici ție, dragul meu. Dacă îți va îngădui harul lui Dumnezeu să intre și ziua de mâine, este pentru tine să te împaci cu Dumnezeu și să-L slujesc și să-L slujești pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Aș dori să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm, să mulțumim Domnului pentru acest timp binecuvântat, să-i mulțumim pentru această dragoste măreață și să ne rugăm unii pentru alții și ne rugăm în mod deosebit pentru cei care încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Să vină și să împace cu Dumnezeu, pentru că șansa lor este la alegerea lor. Dacă vor alege să fie cu Dumnezeu, va fi ferice de ei. Dacă vor alege să fie de sine stătători, vor pierde și vor intra în loc să intre în binecuvântarea lui Dumnezeu, vor intra în blestemul lui Dumnezeu și ce dureros va fi. Domnul să aibă milă de noi. Aș dori să ne ridicăm pe picioarele noastre, să venim înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune de mulțumire, să mulțumim Domnului pentru acest timp și dacă sunt acei care doresc să se împace cu Dumnezeu, să facă acest pas și să
demonstreze, să declareze public și se predea în mâna Domnului și să vie înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze în inima lor și în viața lor. Ne rugăm Domnului cu toții. Venim înaintea ta. Dacă mai este cineva să se alăture de Dima, să-i slujească Domnului. Dacă Duhul Domnului a mai lucrat la inima cuiva și i-a tras atenția, ai grijă, împacă-te până nu-i târziu. Să vină. Dacă nu, ne rugăm pentru el ca Domnul să-l binecuvinteze, să-i dăruiască bucurie în suflet, pace și pocăință. Stăpâne, Doamne, vin în fața măririi tale cu acest copil, Doamne, care a hotărât să te slujească pe tine, te rog, primește-l, dă-i bucurie, dă-i lumină, dă-i înțelepciune ca să poată merge înainte, să fie o bucurie pentru părinți, să fie o bucurie pentru biserică, să fie o bucurie pentru tine. Doamne, știu că e bucurie în ceruri pentru un singur om care se întoarce la tine. Doamne, primește mulțumirea. Îți mulțumesc că ne asculți rugăciunea. Amin. Hai să ocupăm locurile pe câteva minute. 6 deja e trecut, 5 minute peste 8. Dacă vom sta mai 5 minute, nu va fi prea târziu. Doar aș vrea ca să vă mărturisesc niște lucruri care s-au petrecut, care au fost pe timpul vieții noastre. Predica Roman aici și mi-am adus aminte de mama lui. Mi-a trecut un film din viața mea, mi-am adus aminte de mama lui și că Duhul Domnului vorbea înainte în biserică la noi din Privorochia, că am de lucrat mari lucrări în mijlocul vostru, pregătiți-vă, ca și la noi astăzi. Și într-o zi, sora mamei lui, Marița, i-a rupt mâna, dacă nu dau greș sau dreaptă, cu rupere deschisă, au ieșit oasele afară așa. Medicii au luat-o ambulanța, au dus-o în raion și acolo în câteva zile au hotărât să-i amputeze mâna. Fiindcă nu se prindea la loc, nici oase, nici nimic, carnea mirosea greu. Și mama lui a venit la noi acasă, am vorbit cu frații, și a scris un bilițel, era scris acolo în felul următor. Spunea sora Marița, eu cred în vindecările divine. Eu cred că Domnul îmi va pune mâna la loc și îmi voi lua copilul pe brațe. Copil de 4 luni avea acasă, nu rețin ce, cum se numea el, nu rețin numele copilului. Socotiți ce încercare a fost peste frață lucrători și peste biserică. Ea spunea, eu cred. Și ne-am rugat Domnului și Domnul a spus un lucru atât de important. Faceți voi datoria voastră și eu îmi voi face datoria mea. Și într-o seară, parcă acum văd, era un viscol afară, omăt, frig, sora Marița a fost luată din spital în mașină și adusă în comuna Stănești, la voi în comună, în Stănești. Am intrat acolo în casă câțiva frați, câteva surori împreună. A început să tremure inima în fiecăruia. O am întrebat-o și eu și frații, ce crezi, Marița? Și cred că după ce m-a rugat și îmi faci ungerea, mă duc acasă și eu copilul. Mâna era legată la gât și pusă aici toate acestea, dacă nu dau greș, a doua sau a treia zi, trebuia să-i fie amputată mâna. Și la o simplă rugăciune i-au făcut fratele Toader ungerea și a strigat, Domnul m-a vindicat. Aleluia! A dezlegat de la gât.
legătura, a ridicat mâna în sus, eu personal i-am ținut haina, a vrut mâinile în haina cea groasă de iarnă și pe jos a plecat acasă. Nu era departe. Mi-a adus aminte, frate Roman, mari lucrări s-au făcut în familie voastră. Larisa și în familia bărbatului tău, tatălui vostru, George, era sora Măriță. Și Domnul vestește că și aici vrea să lucreze lucrări. Nu știm și, dar ne vom întâlni cu ele. Și am dorit Domnul să ne pregătească. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Și asta lucrare a rămas în memorie de ani de zile și nu se șterge din mintea mea și cred că din mintea multor care au asistat. Cum vrem să-i mulțumim Domnului? Anunțurile le știți bine că luni tinerii, marți, rugăciune, zi de post, miercuri, joi, vineri, repetiții de cor, repetiție corului bărbătesc, miercuri serviciu, divin de la ora 7, vă îndemn frumos, veniți la rugăciune, veniți la biserică, căci Domnul va lucra lucrările Lui și cât de mult ați vrea să fim toți partași la aceste lucrări. Hai acum să ne ridicăm pe picioarele noastre, să-i mulțumim Domnului pentru sara zilei acesteia și pentru toată lucrarea Lui frumoasă pe care a lucrat-o până acum. Și-o va lucra. Ne rugăm, Domnule. Cu mulțumire venim. Stăpâne, îți mulțumesc pentru sara zilei acestei, pentru ziua de astăzi. Te rog, ajută-ne să trăim ca creștini. Ajută-ne. Ajută-ne să avem odaia de sus, pregătită pentru Tine și Tu să locuiești acolo. Așa. Îmbracă-ne cu înțelepciune și lumină de la Tine. Doamne, lasă pace și bucurie în fiecare inimă. Te rugăm. Acolo unde sunt apăsuri, dureri, întristări, te rog, trimite pace și bucurie. Te rugăm. Iar noi ținem cont să-ți mulțumesc. Te rog să te înduri de acest tânăr care a hotărât să slujească în numele lui Tău pe Dima. Binecuvintează-l și întărește-l, Doamne. Ajută-l să fie un membru sănătos în biserică. Aleluia! Un vestitor al Evangheliei și un copil temător de Tine. Ajută-l! Acolo vrem, Doamne, să ajungem și noi și atunci vom scăpa de nevoi. Sunt Doamne la gând al Tău sfânt cuvânt și valul ce mă va lovi. Nici când niciodată, Iisuse, să nu cad, când cerul mă va ispiti. Sunt Doamne la gând al Tău sfânt cuvânt și valul ce mă va lovi. Nici când niciodată, Iisuse, să nu cad, când cerul mă va ispiti.